Credincioșii făgărășeni sunt așteptați duminică 22 februarie, începând cu ora 17 la Biserica Adormirea Maicii Domnului din cimitir pentru 2 ore de rugăciune. La biserică se vor aduce spre închinare icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, izvorătoare de mir, moaștele sfinților Nectarie, Ioan Rusul, Efrem cel Nou, Iacob Hozevitul și Varvara. Totodată, oamenii vor avea ocazia să se închine și la reverenda părintelui Arsenie Boca, cel care este considerat Sfântul Ardealului. Duminică 22 februarie, ora 17, la Biserica Adormirii Maicii Domnului, va veni cenaclul Lumină Lină și se vor aduce moaștele sfinților Nectarie, Ioan Rusul, Efrem cel Nou, Iacob Hozevitul și Sfânta Muceniță Varvara. De asemenea, va aduce și reverenda părintelui Arsenie Boca. I-am invitat pentru că am auzit de la alți preoți unde au participat și a spus că au cântat și cântece bisericești, pricezne și cântece patriotice. Așteptăm credincioșii să vină, să se convingă că va fi o bucurie extraordinar de mare, sperăm noi, așa cum ne-au spus și ceilalți preoți la care au fost. De asemenea, la evenimentul religios o să participe și cenaclul Lumina Lină, care va încânta credincioșii cu un repertoriu deosebit de cântece bisericești. Credincioșii făgărășeni au ocazia ca prin această zi de o mare importanță religioasă să se pregătească și pentru cel mai lung și aspru post care urmează de săptămâna viitoare, postul Paștelui.